Povestea Skyhook. Grădina era plină cu tot felul de flori frumoase, iar săracul Sky trecea neobservat de nimeni. Într-una din zile s-a organizat o mare festivitate la vilă, iar fetele au dăruit flori aleșilor lor. O scoțiană a fost atrasă de florile violete ale Sky-ului, acestea fiind simbolul țării ei. Rupse una dintre flori și o prinse la pieptul tinerei gazde. Sky-ul era foarte mândru de onoarea de care avea parte. Peste puțină vreme, tinerii se căsătoriră, iar cu timpul petufișul de Sky din grădină mai rămăsese numai o floare. Tânăra soție o văzu și își aduse aminte că și iubirea lor a început cu o floare de Sky. Rupse deci și ultima floare și o dărui soțului ei. Acesta propuse ca să lipească floarea pe poza lor de la nuntă. Floarea de Sky era mai mult decât mulțumită. Tinerii căsătoriți își pregăteau bagajele pentru a pleca în călătorie. Când copiii își vor lua zborul din casa părintească, suspină floarea, atunci eu voi fi aruncată. Nici vorbă de așa ceva, nu vei avea o soartă rea, i-a zâmbit raza de soare. Cum adică, întrebă floarea, mă vor pune într-o vază sau într-o ramă? În niciuna, te vor pune într-o cutie cu amintiri la care se vor uita cu drag, mereu și de câte ori te vor privi, le vei aminti de o poveste de iubire, răspunse raza de soare. Floarea zâmbi mulțumită de soarta bună care îi fusese dată și de locul pe care l-avea, pe o poză cu două tineri frumoși. Jetta era o bucătăreasă foarte pricepută. Într-una din zile, stăpânului porunci să le prepare la cină un pui, pentru că avea un invitat la masă. Puiul a reușit așa de bine că îți ploua în gură numai dacă te uitai la el. La fel păți și Jetta. Trebuie să-l gust, dacă este destul de sărat, îi tai o aripă și o mănânc. Foarte bun, spuse Jetta după ce mâncă aripa. Era foarte mulțumită de cum îi reușise friptura, dar privind puiul, își dădu seama de un lucru. Dar dacă las și cea de-a doua aripă, stăpânul o să-și dea seama că cealaltă lipsește. Cel mai bine e să tai și cea de-a doua aripă. Și dacă tot o tai, pot să o și mănânc. Jetta atât a tot gustat puiul, încât atunci când stăpânul a ajuns acasă, nu mai rămăsese nimic din el. E pregătită cina pe când vine musafirul? Întrebă stăpânul. Puiul este gata. Puteți să vă ascuțiți cuțitele ca să-l tăiați, minți Jetta. Simțindu-se cu musca pe căciulă, se tot gândea ce să facă pentru a scăpa neprinsă. Îi veni o idee, dar mai avea de așteptat până venea musafirul. Nu trecu mult timp și acesta sosi. Fugiți până mai puteți, îl atenționă Jetta. Stăpânul meu v-a chemat numai pentru ca să vă omoare. Nu auziți cum își ascute deja cuțitul? Musafirului nu trebuie să-i mai repete ce le spuse, că o și-l rupse la fugă. Bun musafir ați mai chemat la masă, a spus bucătăreasa stăpânului. Omul a venit până aici și a șters-o cu puiul. Scăpase pe moment. Dar știa că minciuna are picioare scurte și te ajunge din urmă.
Droșcul vânzătorului de înghețat. Era odată o familie foarte săracă, atât de săracă, încât de multe ori nu aveau bani nici să-și cumpere pâine. De alte bunătăți, cum ar fi ciocolată, bomboane, prăjituri sau altele, nici nu mai încăpea vorba. De câte ori trecea pe stradă vânzătorul de înghețată, fetița se uita cu mare jind la ceilalți copii cum mâncau cu poftă înghețatele mari și colorate. Vânzătorul o vedea de fiecare dată cum se uită cu jind la înghețată și la ceilalți copii. Într-o zi o întrebă: "Tu nu ai voie să mănânci înghețată?" "Ba da," răspunse fetița, "dar nu am bani, noi suntem foarte săraci." Vânzătorului îi se făcu milă de fetiță și îi dărui chioșcul lui. "Acesta este un chioșc fermecat," îi spuse. "Pregătește singur înghețata, trebuie numai să-i spui ce înghețată vrei. Dar când vasele sunt pline, să nu uiți să spui gata." Începând din acea zi, au avut parte de câtă înghețată au dorit. Într-una din zile, fetița plecă de acasă, iar mama ei dori să mănânce înghețată. "Ciocolată și fistic," spuse ea, iar chioșcul în acel moment se apucă să facă înghețata. Pentru că mama nu știa cum se oprește, totul s-a acoperit cu ciocolată și fistic. Toată strada era plină cu înghețată când fetița ei se întoarse și spuse: "Gata!" Dar înghețata deja ajunsese până la acoperișurile caselor, iar dacă cineva dorea să iasă din casă, trebuia să lingă înghețata ca să-și facă loc. Bucuria a fost mare pentru toți cei care locuiau pe acea stradă, fiindcă au mâncat înghețată pe săturate. Cei doi frați și morcovul împăratul. Au fost odată doi frați. Unul era bogat și cu influență, iar celălalt era sărac, lipit pământului. Acesta din urmă, ca să aibă din ce trăi, a arat o bucățică de pământ și a însămânțat-o. Din pământ au răsărit morcovi, iar unul dintre ei s-a făcut așa de mare, de țăranul nu știa ce să facă cu el. Nu vroia să-l mănânce pentru că ar fi trebuit vreo 100 de musafiri ca să-l poată mânca tot. Și apoi, ce masă e aceea unde sunt numai morcovi? Să-l ducă la piață? L-ar costa mai mult drumul decât ar primi pe morcov. A tot stat el pe gânduri, a cugetat și până la urmă ajunse la concluzia că mai bine îl dăruiește împăratului. S-a dus la palat și s-a înfățișat înaintea împăratului zicând: "Măria ta, din recolta mea de morcov vă aduc în dar cel mai mare morcov care s-a văzut vreodată." Acesta s-a bucurat într-adevăr de cadoul neobișnuit, pentru că el chiar credea că este ceva nemai văzut, însemnând că valora mulți bani. A vrut să le răsplătească pe țăran, așa că îi dădu atâta aur, încât fratele cel sărac deveni bogat. Când fratele cel bogat află toate astea, gândi: "Dacă împăratul pentru un morcov l-a răsplătit așa pe fratele meu, atunci pentru un cadou cu adevărat scump, oare ce o să-mi dea?" Își puse toate bijuteriile scumpe într-o rădiță și plecă la împărat. Împăratul, văzând un asemenea dar de preț, îl răsplăti cu ce credea el că
că este cea mai scumpă comoară a lui. Morcovul imens primit de la fratele sărac. Vulpea Viclana și micul cocoș. Viclana, renumita vulpe roșcată, căuta de 2 zile de mâncare și nu găsise nimic. A avut noroc în ziua aceea, găsi o gaură în gard, se furișă în cotețul găinilor și prinse un mic cocoș. Numai că găinile speriate au început să cotcotecească. Auzind hărmălaia, veni în fugă nevasta stăpânului și îl chemă și pe acesta în ajutor. Hai repede că a intrat vulpea în cotețul găinilor și a înhățat deja o pasăre. Acesta împreună cu slugile și câinii de vânătoare o luară în urmărire pe vulpe. Oamenii o cărau din toți rărunchii pe vulpe, iar câinii de vânătoare nu se lăsau nici mai prejos, fiecare dintre ei vrând să o prindă. Ce fel de vulpe ești? Spuse micul cocoș șmecher. Îi lași să te ocărească așa de tare și nici măcar nu le răspunzi? Auzi câinii cum se laudă fiecare că te prinde? Vicleana, fiind atinsă în orgoliul ei, se întoarse ca să le riposteze urmăritorilor. Blegilor, nu sunteți voi în stare să mă prindeți, de-abia alergați. Dar spunând astea, deschise gura să vorbească, iar micul cocoș îi sări din gură și îi zbură în primul copac și până în vârful lui nu se opri. Mândru nevoie mare că a reușit să o păcălească de acolo, îi spuse vulpii. Tu ești bleaga, prinde-mă dacă poți, hai urcă, unde pleci? Râdea de ea dând din creastă. Vicleana, în schimb, era mai preocupată să scape de urmăritori, așa că nu se mai uită la cocoș. Fugi rușinată și nu se opri până la vizuina ei. Zână cea însetată. O văduvă avea 2 fete, dar pe cât de mult o iubea pe fata ei, care era urâtă și rea, pe atât de mult nu avea la suflet pe fata ei vitregă, care era frumoasă și harnică. Odată femeia o trimise pe fata ei vitregă la izvor după apă. Acolo se întâlni cu o bătrână care îi spuse: fată dragă, dă-mi și mie apă din izvorul tău, că tare mi-e sete. Pentru că fata era bună la suflet și ajuta pe toată lumea, o servi pe bătrânică întocmai ca pe o împărăteasă. Ia și bea, măicuță, cât îți trebuie. Bătrânica, de fapt o zână, a fost impresionată de bunătatea fetei și, drept răsplată, o înzestră cu un dar neobișnuit. De câte ori fata deschidea gura să vorbească, din gură ieșeau numai flori și nestemate. Vă puteți închipui ce furioasă se făcu maștera când află cele întâmplate. Imediat o trimise la izvor pe fata ei, ca să primească și ea astfel de daruri. De data aceasta zâna îmbrăcă straie de împărăteasă. Când o văzu pe fată, spuse: fată dragă, mi-e tare sete, dă-mi să beau apă din ulciorul tău. Fata îi răspunse plină de răutate: dacă vrei să bei apă, atunci bea din palmele tale. Nu ești deloc bună, îi spuse zâna, așa că te voi pedepsi.
Începând de atunci, din gura fetei ieșiră numai vipere și proaște râioase, pentru că vorbele urâte sunt ai doma animalelor dezgustătoare. Astfel, fiecare fată fu răsplătită pe măsura purtării pe care a avut-o. Țarina Lăutar. În timpul cruciadei, țarul a fost luat ostatic de către turci și aruncat în temniță. I se aduse la cunoștință că va fi eliberat în schimbul unei mari sume de bani. Desigur, i se permise să îi scrie soției lui o scrisoare în care o ruga să plătească răscumpărarea cerută de aceștia. Într-una din zile sosi în tabăra turcilor un lăutar, așa de frumos cânta acesta, că îl fermecă până și pe sultan, care îl întrebă: talentatule lăutar, pentru cântarea ta aleasă, cu ce te-aș putea răsplăti? Lăutarul stătu un pic pe gânduri și apoi spuse: dacă luminăția voastră vrea să răsplătească un biet lăutar, atunci am o singură dorință: să-mi dați de slugă pe păgânul care zace în temniță. Sultanul nu stătu pe gânduri și îi îndeplini cererea. Lăutarul își luă sluga, care nu era nimeni altul decât țarul, și porni la drum. Merseră cale lungă și când ajunseră în capitala Rusiei, lăutarul dintr-o dată îl eliberă pe țar fără ca să ceară nimic în schimb și dispăru ca prin farmec. Curtea împăratului se umplu de bucurie și voioșie odată cu întoarcerea țarului. El, în schimb, era supărat pe soția lui. Tot timpul se gândea: nici măcar nu s-a străduit să plătească răscumpărarea cerută pentru eliberarea mea. Oare de ce? A vrut să o surghiunească pe țarină, dar în acel moment se auzi melodioasa cântare a lăutarului și dintr-o dată apăru secretosul lăutar. În acea clipă, țarul o recunoscu pe țarina deghizată, care alesese această cale pentru a le libera. Mare a fost bucuria din acea zi. De ce sunt despicate boabele de fasole? O gospodină se trezi de dimineață și se gândi să facă de mâncare. Prima dată aprinse focul și apoi își aduse ingredientele pentru supă. Azi am să fac o supă de fasole, spuse ea veselă. Aduse castronul cu boabele de fasole să le spele și apoi să le pună în oală. Dar în timp ce le punea în oală, o boabă sări pe jos. Din foc sări o bucățică de jar și mai căzu și o bucățică de pai folosit la prinderea focului. Acestea trei priviră spre gospodină, speriate, dar văzând că nu sunt băgate în seamă de aceasta, fiecare având motivele lui, au hotărât să fugă pentru ca gospodina să nu le mai pună înapoi în supă sau pe foc. În timp ce fugeau, au ajuns la un pârâu. Cum trecem pe malul celălalt? Întrebă bobul de fasole. Ar trebui să găsim o soluție, răspunse jarul. Cel care găsi soluția fu paiul.
Eu voi face un pod peste apă, spuse el mărinimos, iar voi, dragi prieteni, veți trece pe rând pe malul celălalt. Zis și făcut, primul trecu bobul de fasole, dar când jarul ajunse la mijlocul podului și văzu apa cea mare, se sperie și nu mai putu să facă niciun pas. Focul lui a aprins firul de pai, care a și ars, iar jarul, căzând în apă, se stinse. Bobului de fasole i se păru foarte amuzantă toată tărășenia și râse așa de tare încât crăpă. Dar spre norocul lui trecu pe acolo un croitor care îl cusu la loc. Începând din acea zi, toate boabele au o despicătură pe una din părți, locul cusăturii. Alul credincios și fulte. Un arab avea mai mulți cai, dar unul dintre ei era bătrân. Era un cal care l-a servit credincios timp de mulți ani. Dar pentru că a îmbătrânit, stăpânul lui vroia să se descotorosească de el. Dispar de aici, îi spuse, și să te întorci numai când vei fi la fel de puternic ca și un leu. Bietul cal a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu o vulpe, căreia i-a povestit de soarta lui crudă. Acum nu știu încotro s-o apuc, aș vrea să mă întorc la stăpânul meu. Încă îl mai pot sluji. Nu te amărâ! Culcă-te la pământ și prefă-te că ai murit, îi spuse vulpea. După care fugi la leu. Pe drum zace un cal mort, spuse, du-te și adu-l aici. Bine, se preocupă leu, dar cum îl voi căra până aici? Nu te îngrijora, prietene, îi răspunse vulpea. Îl legăm de coada ta. Leul încuvință. Au mers până la locul unde era calul și vulpea legă coada calului de acea a leului. După ce strânse bine și ultimul not, mână calul, hop, hop! Auzind acestea, calul sări în picioare și așa fugi până la casa stăpânului lui, trăgând leul furios după el. Când stăpânul văzu acestea, strigă, bătrânul meu, prieten, ești mai puternic decât un leu, te primesc înapoi! De atunci arabul nu și-a mai alungat caii când aceștia ajungeau bătrâni, pentru că un cal bun nu devine niciodată mărțoar. Un din sticlă. Un învățăcel se plimba într-o zi prin pădure când s-a auzit chemat de o voce subțire. S-a uitat în jur, dar nu a văzut pe nimeni. Vocea se făcu auzită din nou. Venea dintre rădăcinile unui stejar uriaș. Tânărul găsi o sticlă în care se afla un omuleț. Eliberează-mă, se rugă el. Învățăcelul scoase dopul și din sticlă ieși un fum mare care se transformă într-un uriaș înfricoșător. Sunt un duh, spuse el, iar un vrăjitor m-a închis în sticla aceasta. Acum, în schimb, trebuie să te omor, pentru că sunt foarte furios și tu mi-ai ieșit primul în cale. Stai puțin, spuse tânărul fără să se sperie. Nu cred că tu ai încăput în sticla aceasta. Dovedește, după care poți să mă și omori. Nimic nu este mai ușor, râse duhul.
dar de îndată ce intră în sticlă, tânărul îi puse topul înapoi. Duhul și-a dat seama de istețimea tânărului și atunci făcu o înțelegere cu acesta. Dacă mă eliberez din nou, spuse duhul din sticlă, nu numai că nu te mai omor, ci îți voi face un dar deosebit. Ce îmi vei dărui? Întrebă tânărul. Îți dăruiesc un pumnal care transformă totul în aur și vindecă orice rană. Tânărul acceptă și de data aceasta duhul din sticlă făcu așa cum spuse. Mai târziu, tânărul, datorită pumnalului, deveni un medic bogat și renumit. Oile cele vechi și caprele cele noi. Păstorul își mână oile pe pajiște la păscut și, când a vrut să le aducă înapoi în grăști, observă că printre ele s-au amestecat niște capre sălbatice. Era foarte mulțumit că animalele lui s-au înmulțit singure și le închise și pe capre în spatele gardului alături de oi. A doua zi se porni ploaia, așa că păstorul nu le lăsă la păscut. Oilor lui le dădu numai o mână de nutreț, iar caprelor le dădu din belșug, pentru că s-a gândit că dacă le ține bine, acestea nu vor mai vrea să plece. Dar în ziua următoare, când soarele strălucea pe cer și el se gândi să le lase la păscut, nu bine deschise poarta, caprele o și zbughiră și nu le mai putu prinde. Nerecunoscătoarelor, alergă păstorul după ele, și eu care v-am dat ce era mai bun. Tocmai de aceea am și plecat, îi răspunse una dintre ele. Dacă pe noi, care de-abia am venit, ne prețuiești mai mult decât pe oile tale, cine știe cum te vei purta când îți vor veni alte animale noi? Păstorul rămase pe gânduri. Aveau dreptate caprele. Din acea zi fu mai atent cu oile lui și le îngriji mai bine. Morala: să nu ne bucurăm prea tare dacă cineva cunoscut recent ne tratează mai bine decât pe prietenii lui mai vechi. Pentru că mâine și noi vom fi vechi și ne va părăsi și pe noi. Ionică, uriașul care a fost aruncat în fântână. Ionică, uriașul, lucra de zor la un țăran înstărit. Dar când veni ziua plății, țăranul nu mai vrut să-i dea nicio plată și își întrebă și soția, care era la fel de zgârcită ca el, ce să facă. Ar trebui să-i plătesc uriașului, dar dacă dau din bani, vom avea mai puțin. Cum să fac? Întrebă el. Femeia îl sfătui să-l omoare pe uriaș, să-l arunce în fântână și să o acopere cu o piatră de moară. Prima parte a planului a mers ca și unsă, pentru că uriașul cel blând a intrat singur în fântână, fără să-și dea seama ce îi se pregătește. Piatra de moară a fost mai greu de rostogolit până la fântână. Celor doi le-a mai trebuit ajutorul a 13 slugi. Atât era de grea. Până la urmă, imensa piatră de moară căzu cu zgomot pe fundul fântânii, de se zgudui și pământul.
cei doi au fost siguri că au scăpat pentru totdeauna de uriaș. Nu cred că a scăpat cu viață, spuse femeia. Cred că am scăpat de el, spuse și bărbatul. Dar chiar atunci îi auziră glasul. Hei, voi! Alungați găinile de sus, că mi-aruncă tot praful în ochi cu scormonitul lor. Nu trecu mult timp că Ionică se sui pe marginea fântânii cu piatra de moară în jurul gâtului ca o salbă, la care zgârcitul, văzând acestea, se sperie așa de tare că îi plăti pe loc. Ionică luă banii și spuse: e păcat să oprești plata lucrătorilor. Eu am fost corect față de tine, dar tu ai dovedit că nu ești cinstit. Nunta cu trei vulpi. Trăia odată o vulpe roșcată care, pe lângă că era frumoasă, mai era și bogată. Dar, din păcate, în urma unei tragedii rămăsese văduvă. Aceasta avea ca slujnică o pisică. Cu mătra vulpe dorea să se căsătorească din nou, dar era foarte pretențioasă la alegerea pretendentului. Odată veni lupul și întrebă pisica: cu mătra vulpe este acasă? Da, în camera ei. Du-te la ea și spune că vreau să o iau de nevastă. Slujnica se duse să-i transmită stăpânei cele spuse de lup, la care stăpâna o întrebă: pantalonii îi sunt roșii și fața ascuțită? Nu, stăpână, nici vorbă, răspunse pisica. Atunci nu mă mărit cu el. Du-te și spune-i răspunsul meu. După lup, urmă câinele, cerbul, iepurele, ursul și multe alte animale din pădure. Dar nimeni nu era cum își dorea cu mătra vulpe. Până la urmă își încercă norocul și un tânăr vulpoi. Pantalonii sunt roșii și fața ascuțită? Își întrebă văduva slujnica. Da! Acesta are pantalonii roșii și fața ascuțită, răspunse pisica. Merg să-l văd pentru a mă convinge dacă este așa, spuse vulpea. Intrând în salon, dădu cu ochii de pretendentul la mâna ei și spuse: foarte bine, atunci ne putem pregăti de nuntă. Pisica merse în bucătărie și pregăti din o făină și unt, multe gogoși dulci. Celelalte animale ale păturii, deși au fost invitate, nu au venit la petrecere, dar cu mătra vulpe, tânărul vulpoi și pisica s-au înfruptat până nu au mai putut din bunătățile ospățului. Violonistul ciudat. Un violonist trecea zilnic prin pădure pentru a merge la târg și, pentru ca să nu se simtă singur, a început să cânte. Acordurile muzicii au atras un urs mare și furios. Ce frumos știi să cânți! Îl lăudă pentru ca să-i câștige încrederea. Ai putea să mă înveți și pe mine? Bineînțeles! Nu se lăsă păcălit cântărețul. Fă cum îți spun eu, pune-ți piciorul în scorbura copacului acela. Ursul îl ascultă, iar muzicantul, punând o piatră, fixă laba ursului credul în scorbură. A doua zi, când trecu prin pădure, fu atras un leu la auzul acordurilor. Și întâmplarea se repetă. Și acesta căzu în capcana violonistului, iar la sfârșit atârna prins de coadă de craca un copac. A treia zi,
îi ieși în cale un tigru, care a fost păcălit printr-o altă metodă de către muzicant. De fiecare dată muzicantul a reușit să scape neatins, dar și animalele au scăpat din capcanele lui. Când cele trei animale au reușit să se elibereze, și-au propus să se răzbune pe el. Ce-ar fi dacă ne-am unit forțele? Întrebă ursul. L-am prinde mai ușor, spuse leul. Împreună vom reuși, spuse și tigrul. Muzicantul, în schimb, se gândi că e prea periculos să treacă singur prin pădure, așa că își căută un tovarăș de drum. Află că un vânător are și el drum prin pădure pentru a ajunge acasă. Vorbi cu el și porniră amândoi la drum. În pădure, ursul, leul și tigru stăteau la pândă. Văzând vânătorul cu pușca în spate, cei trei o luară la fugă. Viștele care i-au învins pe barbari gali. În Roma antică, nimănui nu venea să creadă că barbarii gali au cucerit jumătate din Italia și se apropie cu repeziciune de orașul lor. Armata cotropitoare, în schimb, a atacat pe neașteptate și a cucerit și incendiat orașul. Câțiva tineri viteji s-au baricadat pe vârfurile stâncoase ale Capitolului, aici aduseră și comorile orașului și au hotărât că vor rezista până ce legiunile consului Camillus vor veni în ajutorul lor. Galii au încercat să se suie pe pereții abrupți ai stâncii, dar au fost respinși de fiecare dată, așa că au trebuit să se mulțumească să formeze un cerc de asediu în jurul Capitolului. Până la urmă, în mijlocul nopții, reușiră să găsească o trecătoare secretă în marginea dealului și intrară. Întunericul era atât de des că nu îi văzură nici măcar pasnici. Dar nu la fel se putea spune despre gâștele sacre din cetate care erau crescute pentru cultul Junonei și care făcură hărmălaie prin strigătele lor pătrunzătoare și fluturându-și aripile speriate cu atâta zgomot că romanii se treziră, puseră mâna pe arme și îi alungară pe atacatori. După ce trupele salvatoare ale consului Camillus ajunseră, romanii au hotărât ca din acel moment gâștele să nu mai fie sacrificate nici măcar ca și ofrande zeilor. Uriașul și avarul. Într-un sat se născuse un copil mai deosebit decât alții. Cu fiecare an care trecea, acesta creștea tot mai mult. Era de două ori mai mare decât cei de vârsta lui. Când ajunse flăcău, tânărul și blajinul uriaș află că era un fierar în sat care, pe lângă că era foarte zgârcit, se mai și purta urât cu angajații lui. Se duse la atelierul fierarului și se angajă ca și ucenic. Când îl văzu cât de înalt și bine făcut e, fierarul se gândi: așa un tânăr ucenic poate munci cât 10.
Vroia să-l angajeze, dar mai întâi era curios ce plată îi cerea. Nu vreau bani, liniști uriașul pe fierar, ci de câte ori îi plătești pe ceilalți, eu să-ți dau câteva peste cap cu ciocanul. Așa nu îmi datorezi nimic. Zgârcitul, gândindu-se că așa putea economisi o grămadă de bani, acceptă pe loc. Noul ucenic puse mâna să lucreze și lovi odată cu ciocanul în icovală, ca aceasta se afundă în pământ, fără să o mai poată scoate cineva. Fierarul își dădu seama că nu a făcut un târg prea bun și îi spuse uriașului să plece până nu sparge ceva. Ce plată vrei pentru această lovitură? Întrebă el. Păi așa cum ne-am înțeles, spuse uriașul. Când fierarul se aștepta mai puțin, uriașul îi trase o lovitură de la aruncă până pe acoperiș pe zgârcit. Și uite așa, a învățat fierarul să nu mai prețuiască banul mai mult decât sufletul. Spiridușul Caietului. Ceasul bătu de 12 ori. Era miezul nopții. În camera întunecată și liniștită, lucrurile au început să prindă viață. Ghiozdanul Andrei se deschise. Înăuntru se aflau aliniate cărțile, caietele pline cu cuvinte, penarul și carnetul de note. Comandantul caietelor, un spirituș, trecu în revistă cuvintele aliniate pe rânduri și își smulse tichia de pe cap de disperare. Literele nu stăteau aliniate deloc cum ar fi trebuit, nemai vorbind că cele de un fel nici nu semănau una cu alta. Una era înaltă și slabă, cealaltă era în schimb așa bondoacă de cădea de pe linie. Unele parcă stăteau pe vârfuri, iar altele parcă erau tocite. Una se înclina spre stânga, iar alta spre dreapta. Ce dezordine! Andreea nu se pricepea să scrie frumos. Scrisul ei nu era deloc caligrafic, chiar dacă era caietul de caligrafie. Avea, de fapt, o problemă. Se grăbea prea tare și, din această cauză, nu prea îi reușeau literele. Atenție! Spiritușul se înfurie. Un, doi, un, doi, un, doi! Și continuă să facă gimnastică împreună cu bietele litere până când fiecare se îndreptă, se alinie și deveni așa cum trebuie să fie o literă adevărată. Începând din acest moment, am să vă verific zilnic, spuse spiritușul hotărât. Dar nu noi suntem de vină, ripostară literele. Andreea e de vină, ea e grăbită. Spiritușul se încruntă gânditor. Să stați așa cum v-am pus, le spuse literelor. Când vă va vedea așa frumos aliniate, își va da seama că trebuie să nu se mai grăbească. Cătălina și cașcavalurile. Cătălina, țărancă prostuță și neștiutoare, reușea numai să încurce lucrurile. Odată, când a adus în târg cașcaval, o roată tocmai i-a căzut din căruță și s-a rostogolit în jos la vale. Opri căruța,
se dădu jos de pe capră și se uită după roata de cașcaval. N-am niciun chef să alerg după ea, gândi Cătălina. Las că trimit alta să o prindă și să o aducă. Zis și făcut, aruncă încă o roată în jos la vale, după care așteptă și tot așteptă, dar cele două roți de cașcaval tot nu s-au întors. Poate le place să fie împreună, gândi Cătălina și trimise și cea de-a treia roată după primele. Pentru că nu se întoarce niciuna, se gândi ea că poate cea de-a treia roată s-a rătăcit. Așa că rostogoli și cea de-a patra roată de cașcaval după toate celelalte. La fel a făcut cu cea de-a cincea, a șasea, a șaptea, până nu mai rămăsese nicio bucată de cașcaval în căruță. A mai așteptat puțin, dar până la urmă s-a înfuriat. Dacă voi credeți că eu mai am chef să stau după voi, vă înșelați. Plec, iar voi nu aveți altceva de făcut decât să fugiți după mine, măcar nu veți mai lenevi. Așa că ajunse cu mâinile goale la târg, unde soțul ei îi făcu scandal mare. Unde e cașcavalul? Ți-am spus să îl aduci. Ai venit cu mâinile goale. De ce ești așa furios? Se zbor și Cătălina la el. În câteva minute vor veni și roțile de cașcaval, că doar le-am spus că nu stau după ele. Doamne, zise soțul uitându-se înspre cer, la unii le-ai dat cap să nu le plouă în gât. Vrăjitoarea cer și fluturele. Tânărul vânător văzu într-una din zile un minunat cerb în pădure și porni în urmărirea lui. Alergă și alergă el urmărindu-l până când ajunse în mijlocul marului desiș la o colibă părăsită. Iar acolo cercul se transformă într-o vrăjitoare bătrână. Ai căzut în capcană și tu, spuse vrăjitoarea arătându-l pe tânăr cu degetele ei încovoiate. Acum te voi transforma și pe tine într-un animal. Tânărul înspăimântat își întoarse calul vrând să fugă pentru a scăpa, dar în spatele lui o broască râioasă se transformă într-un urs mare și îi tăie calea. Între timp, vrăjitoarea s-a transformat într-o cioară și zbură spre tânărul vânător pentru a-l atinge și a-și desăvârși vraja. Dar un fluture i-o luă înainte și se așeză pe umărul tânărului vânător. Vraja se rupse, pentru că fluturele era o fată de vânător care își îndreptă arcul spre vrăjitoare. Așa se întâmplă că ursul, care era fratele fetei, deveni din nou un tânăr prea frumos. Acum, vrăjitoare hapsână, am scăpat de vrajă, îi spuse ea întorcându-se spre tânăr, zise. Stai liniștit, nu mai ești în pericol, iar noi am scăpat. Vrăjile ei nu au putere când sunt mai mulți oameni la un loc. Noi am scăpat fiindcă am întâlnit un om, pe tine, și în clipa când te-am atins, vraja s-a rupt. Ai scăpat și tu, pentru că noi, transformându-ne iar în oameni, vraja nu s-a putut prinde de tine. Toți trei încălecară și o luară la galop, iar în urma lor rămase cioara croncănind.
boul și broasca. Un bou păștea liniștit iarba de pe malul unui iaz. Când era sete, se apropia de iaz și bea apă. Stăpânul îl aducea zilnic la păscut pe malul iazului. Când oamenii îl vedeau, exclamau de fiecare dată: ce animal frumos! Asta și datorită hranei, paște iarba asta grasă și bea apa asta limpede. Azi așa, mâine așa, iar broaștele de pe mal stăteau, priveau și vorbeau între ele: vreau și eu să fiu ca el, orocăi un broscoi de pe mal. Nu ai cum, spuse o broscuță mai mică. Găsesc eu o cale, ripostă broscoiul, că doar aici se hrănește și el. Broscoiul își puse în minte că și el va deveni așa de mare cât un bou, să-l admire și pe el lumea. Începu să se umfle și, într-adevăr, cu fiecare aer tras în piept, se umfla și mai mult. În curând obosi. E de ajuns? Le întrebă cu speranță pe privitoarele care îl urmăreau. Nu, mai bine lasă-te pe cumași, spuse broscuța cea mică. Ele știau cât de mare este un bou și dădeau numai din cap dezaprobator. Dar acum e suficient? Întrebă iar broscoiul. Nu este de ajuns, mai trebuie puțin. Broscoiul, doritor de faimă, se umflă și mai mult, și mai mult, până când se sparse ca un balon. Vai, eu i-am spus să renunțe, spuse broscuța cea mică. Nu te pierde cu firea, spuse o broască mai bătrână. Fiecare trebuie să știe când să se oprească. Vorba proverbului: nu te întinde mai mult decât îți este plapuma. Prietenii credincioși. A fost odată un servitor. Acesta avea așa mare grijă de calul lui că îl invidia până și vulpea, care își dorea să fie în slujba servitorului ca să aibă parte și ea de o viață așa bună. Îl și întrebă pe servitor dacă nu o ia în slujba lui. Servitorul o acceptă și pe ea și o trată la fel de bine ca și pe cal. Mai târziu veni ursul și lupul, care își doriră și ei o viață mai bună, iar până la urmă toate animalele pădurii se aflau în slujba servitorului. Într-una din zile, animalele se vorbiră să-i caute o soție stăpânului. Aleasa trebuie să fie bună la suflet, spuse ursul. Și veselă, spuse veverița. Desigur să fie și frumoasă, adăugă vulpea. Într-un final, căzură de acord și alegerea lor era fata împăratului. Aranjară în așa fel că atunci când prințesa îl va vedea pentru prima dată pe servitor, să se îndrăgostească de el pe loc. Totul se potrivi de minune, dar împăratului nu-i conveni alegerea fetei lui și o închise în turn pe prințesă. Slujitorii servitorului au ticluit cum să o elibereze. Pisica o ademeni pe fereastră, iar de acolo uliul o fură și zbură cu ea. Văzând astea, împăratul declară război animalelor pădurii, dar acestea chemară în ajutor și celelalte animale și se adună așa o armată că împăratul se sperie și se predă. Îl iertă pe servitor
ajutor și încuvință căsătoria tinerilor. De atunci trăiesc fericiți împreună cu vulpea, ursul, lupul și cu restul prietenilor lor. Androcle și Leul. De mult, în Roma, un sclav pe nume Androcle a reușit să fugă de la stăpânul său, fiindcă era persecutat, și să se adăpostească în pădure. A umblat mult, flămând și obosit, iar când s-a lăsat seara, s-a cuibărit la umbra unui copac și a adormit. Dar nu după mult timp fu trezit de un răget. Era un leu fioros care părea gata să-l mănânce. Androcle se sperie la început, dar apoi observă că leul are o labă rănită, iar răgetul său e mai degrabă un plânset. Avea un spin mare în labă și din această cauză mergea șchiopătând. Androcle se apropie încetişor și scoase ghimbele din labă. Leul se îndepărtă vesel, iar omul se întoarse la culcare. A doua zi însă fu prins de gărzile regale și înapoiat stăpânului său. Drept pedeapsă pentru că fugise, urma să se lupte cu leii în arenă. Însuși împăratul se afla în loja regală, dornic să urmărească spectacolul. Când leul fu eliberat din cușcă, nici nu se atinse de Androcle, ci merse la dânsul și păru fericit că-l vede. Împăratul fu surprins de o asemenea reacție, așa că îl chemă pe Androcle la dânsul și îl puse să-i povestească ce se întâmplase. După ce auzi povestea, îl eliberă de la stăpânul său și dădu poruncă să fie dus și leul înapoi în pădure. Dar Androcle spuse: lăsați-l la mine, îl voi îngriji în continuare. Din acea zi, leul l-a urmat peste tot, ca un câine, și l-a apărat. Ce ne învață ecoul? A fost odată ca niciodată un tat care făcu o călătorie cu fiul său prin munți. Totul mergea bine. Cei doi admirau frumusețile naturii și se bucurau de aerul curat, când iată că fiul se împiedică și căzu. Cum se lovi rău, acesta strigă: au! Dar spre marea lui uimire, cineva îi răspunse: au! Cine ești tu? Strigă copilul din nou, uitând de durere. Cine ești tu? Răsună din toate părțile. Copilul nu mai înțelegea nimic, așa că îi aruncă o privire mirată tatălui său și îl întrebă șoaptă ce se întâmplă. Acesta zâmbi și răspunse: dragul meu, ceea ce ai auzit tu este un ecou. Ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă, poți să-l asemeni cu viața. Ea ne dă înapoi tot ce suntem sau facem, întocmai ca ecoul. Viața este o reflexie a acțiunilor noastre, astfel că dacă îți dorești mai multă dragoste pe pământ, va trebui să creezi prima dată mai multă dragoste în inima ta. Dacă o vei oferi celorlalți, vei primi înapoi același lucru, deoarece cei din jur
îți vor răspunde asemenea ecoului. Așa că, fiule, nu uita niciodată ce important este ca tu să adresezi lumii doar cuvinte frumoase, iar faptele să-ți fie pe măsură. În acest fel, ecoul lor va fi unul plăcut. Fiul luă aminte la cele auzite și își aminti de această lecție toată viața sa. Iar la rândul său, după ce crescu și ajunse părinte, porni într-o zi pe munte cu fiul său pentru a-l învăța prețioasa lecție de viață.